Like și subscribe dacă ai frate mai mic sau mai mare. Fratele mai mic versus fratele mai mare. Mama, eu cred că tu n-ai uitat că peste o săptămână este ziua mea de naștere. Desigur, fiule! Și amintește-ți că tu și tata mi-ați promis că să-mi cumpărați mașină. Fiule, ești prea mic! Uite, la anul viitor îți luăm mașină. Sincer, sincer! Bine, haide atunci mașină pe telecomandă, eu foarte mult o doresc. Ha, fiule, tu deja nu ești copil! Și atunci ce voi primi de ziua mea de naștere? Un cadou foarte super! O să-ți placă, 100%! Fiule, cu ziua de naștere îți dăruim de ce ai avea nevoie mereu. Mulțumesc! Matane, uite, primești azi AirPods! Da, că ai mâncat totul astăzi dimineața! Bravo, bine! Ce? Pizza. Fratele mai mic versus fratele mai mare. Fratele mai mare. Mama, tata, eu plec pe o jumătate de oră la un prieten, vin curând. Stai, unde mergi? Mai întâi temele pentru acasă. Mama, acum e weekend. Nu, mai întâi tema pentru acasă, după poți să pleci. Fratele mai mic. Mam, dați, poate să plec până la un prieten pe noapte. Da, fiule, desigur. Ha, super, mam, dați foarte și mâine să plec în pădure. Desigur, fiule, odihnește-te. Acum e weekend. Dar după pădure vrem să plecăm cu prietenii în Italia. Fiule, tu ai doar 12 ani. Da... Vrei să pleci în Italia și fără bani? Ține, fiule! Ha, super, mulțumesc, mamă! Mersi! Fratele mai mic versus fratele mai mare. Noi cu tata plecăm la țară pe câteva zile. Mâncarea e în frigider. Pa! Bine! Fratele mai mare. Ora 10, a venit timpul și să mă culc deja. Fratele mai mic. Alo, Ionuț, mă auzi? Păi astăzi au plecat părinții mei la țară și casa este liberă. Haide să ne adunăm astăzi toți la mine și jucăm toată noaptea Minecraft, da! Wow, ora 10. A venit timpul și de... YouTube! Fratele mai mic versus fratele mai mare. Fratele mai mic. Mama, pe mine băieții la școală mă jignesc. Ce? Mâine va veni fratele tău mai mare la școală și o să vorbească cu ei. Nu-ți fă grijă. O, super! Fratele mai mare. Mama, pe mine la universitate băieții mă jignesc. Și ce vrei să fac eu? Măcar vorbește cu ei. Singur vorbește cu ei. Ești deja adult. Ei o să mă bată. O să vorbești cu ei și totul va fi bine. Sigur? Totul în această lume poate fi rezolvat, civilizat, prin comunicare. Băieți, poate nu trebuie. Haide să vorbim. Haide să adunăm 10.000 de like-uri pentru partea 3 și scrie în comentarii dacă ai frate mai mare sau mai mic. Și nu uita de subscribe și clopoțel pentru a privi următoarea parte. Meow.